Piesa următoare este o piesă foarte dragă mie, normal, este de la trupa Antract, Trebuie să crezi, este cumva așa, ca un imn al artiștilor, al gitariștilor, e o piesă drăguță care mie îmi place foarte, foarte mult, sper să vă îndrăgostiți și voi de ea. Piesa se cântă cu un arpegiat, dar l-am aranjat cumva să-l cântăm doar cu rim, la mâna dreaptă să vă fie mai simplu. Eventual, dacă vreți, vă arăt și arpegiatul pentru cei care vor să cânte oarecum piesa asta exact în felul în care o cântăm noi la Antract. Dar, pentru început, ritmul, da? E așa, foarte, foarte simplu ritmul. Asta e succesiunea, da? Re, la, si, sol, da? Și așa. Dar ne-am tot întâlnit cu strumming-ul ăsta, da? Ok? Asta este pe strofă, pe refren avem un alt rim care e așa. Iar la bridge, acolo apar niște acorduri în plus, dar o să vă cânt toată succesiunea de bridge, să vedeți cum se succed acordurile acolo, exact cu ritmul de refren, da, al mâinii drepte. Da? Și avem așa, facem de la finalul de refren. Asta e bridge-ul, mai cânt o dată mai rar, să vă înțelegeți exact, da? Facem tot așa, de la finalul de refren, de la coborârea re la sol, da? Asta ar fi. Vă uitați la piesă și vedeți exact acolo cum se succed absolut toate acordurile. Sper să nu fie foarte complicat pentru voi, de să vă arăt și arpegiatul la piesa asta, pentru cei care vor să o cânte exact în felul în care o cântăm noi la Antract. Da? Thank you.
Hai, spor la treabă și să ne vedem cu bine. Visul meu și nu te las.